Vrei să auzi ceva deosebit, să vezi ceva special? Urmărește lumea obiectiv cu Mircea Bratusi. Bună seara, bine ați venit la Muzeul Silviu Urcălin în această seară pentru a vorbi de normalitatea absolută, zice eu, adică de cultură și de literatură, care ne poate face să ne regăsim de cei care credem că ne-am pierdut în bună măsură. Această seară, 31 martie, 1841 se naște Iosif Vulcan. Suntem în Muzeul Iosif Vulcan și ne-am întâlnit astăzi la propunerea colegilor noștri care s-au apropiat mult de Iosif Vulcan. Îl numesc aici pe domnul Vlaga Mihoc, multă vreme colegul nostru și de o jovialitate exemplară, aș spune, și ne plăceau foarte mult poveștile dumnealui legate de istoria muzeului până la urmă. Oricum a fost aceasta de-a lungul timpului. Sigur, colegul Florin Ardelean, noi avem o poveste deja lungă, instituțională, da. Legat care, peste care trece să leagă o prietenie, să spunem, deja de multă vreme. Și colegul Ioane Pop, cel care custodiază muzeul Iosif Vulcan și cel care a propus până la urmă întâlnirea noastră de astăzi. Sper să fie o întâlnire frumoasă, constructivă. Mă bucur că sunt și tinerii noștri studenți aici. Nu sunt de la istorie, sunt de la jurnalism, am înțeles, dar e bine, pentru că s-au întâmplat și jurnalist aici, la acest spațiu. Vulcan a fost și, între multe altele, a fost și jurnalist, da. Sper să fie o temere constructivă. Mulțumesc că ați venit. Vreau să vă spun că Iosif Vulcan noi reținem cu două fapte extrem de importante pentru literatura și cultura română. În primul rând, pentru revista Familia. Și în al doilea rând, pentru debutul lui Iosif Vulcan în revista Familia. Trebuie să vă spun că Iosif Vulcan era la Pest, avea 24 de ani, deci am putea accepta ideea că a fost și hazard și întâmplare în faptul de a debuta cu un poem care nu este original, este o pastiș, așa ceva, Călinescu, după Alexandrie. Dar al doilea lucru, faptul că a scos 42 de ani, aproape, deci 42 de ani, revista Familia, nu mai este o întâmplare, este un proiect. Și este un proiect cum în România nu prea rezistă. Nu sunt proiecte în România care să reziste atâta timp. De aceea, Iosif Vulcan ar trebui să-l considerăm ca unul care a pulverizat puțin eternul adamism românesc. Adică începem orice și nu terminăm nimic. Sau începem entuziast și o terminăm lamentabil când o terminăm de-a dreptul la balamuc. De aceea, vă dați seama, să scoți o revistă, 42 de ani la revistă privată, în care întreținea vie limba și cultura română, nu e de aici de acolo. Vreau să vă prezint pe domnul Vlaga Mihoc, un istoric vechi state de serviciu, a lucrat foarte mult în acest muzeu și are contribuții importante la configurarea lui de astăzi. Noi îl avem pentru că și dânsul a contribuit la această chestiune. Sigur, a scris despre Vulcan, cunoaște foarte bine, poate cel mai bine, toate datele despre Vulcan. Fostul meu coleg o bucată de vreme, Florin Ardelean, scriitor și eseist, care a scris despre Vulcan mai multe cărți, am îngrijit câteva cărți și care, la fel, cunoaște foarte bine activitatea și scrisul Vulcan. Rog pe domnul Vlaga Mihoc întâi să ne spună ce are de spus. Aș vrea să adaug la ceea ce a spus colegul meu, faptul că nu este chiar un miracol politica pe care a făcut-o Iosif Vulcan și nici longevitatea revistei sale. Să știți că revista a fost sprijinită cu bani grei de dincolo de Carpați. Eu am găsit în documente, primea regulat mari sume de bani prin care putea să-și tipărească revista și să facă ilustrații foarte frumoase în cele mai bune ateliere care, cu litografie care se găseau în timpul acela în Budapesta. Plus abonamentul era destul de scump. Ca să te abonezi pe un an de zile, trebuia să dai 2 monede de aur. Și inteligenția de atunci abona atâta cât era ea și chiar și clasele de mijloc abona această revistă. Pentru acest fapt, Iosif Vulcan a fost numit de către literați și diferiți scriitori din perioada interbelică și chiar și, de către cei dinainte, a fost numit cu un cuvânt foarte interesant și astăzi nouă ni se pare ridicol, un bătrânul nației. Atunci, vremea aceea, se înțelegea prin această noțiune un om înțelept
un om care a făcut ceva pentru neamul lui, care și-a dăruit timpul pentru a face fapte bune. Dar vreau să vă spun că am asistat la sărbătoarea centenarului revistei Familia în 1965, la deschiderea acestui muzeu. De fapt, el s-a deschis într-o formă limitată în 1964, prin grija autorităților politice de atunci, care respirau un aer, să zic așa, mai liber în urma unui act, așa numită declarație din aprilie 1964, când organele Partidului Comunist Român, se numea atunci în 64 Partidul Muncitoresc Român, au vrut să se emancipeze de tutela rusească și să practice un comunism național. Și atunci s-a pus în circuit o mulțime de valori. Eram în armată, terminasem facultatea și am venit aici, am asistat la această serbare grandioasă. Sunt niște fotografii aici în muzeu și era o trezire așa, o recuperare a valorilor naționale incredibile în acel timp. Încât se spuneau și lucruri care mai târziu au început să fie cenzurate. Era o politică deci de emancipare de ruși și de constituirea așa numitului comunism național. Să mulțumim lui Vlad Mioc, care ne-a făcut o incursiune istorică extrem de aplicată pe viața lui Vulcan. Și acum rog pe colegul nostru, Leonard Delean, să ne spună punctul domniei sale. Păcat că atunci când vorbești, registrele discursului nu sunt colorate, astfel încât să fi sesizat violetul ultimei părți din ce a spus domnul Blaga Mihoc, anume ironia, sarcasmul cu care... Eu sunt convins că își vor publica opere. La rândul meu sunt la fel de convins ca și dumneata. La puterea 10. Da. O operă, pentru a fi publicată, trebuie înainte să existe. Da. Hai să venim la ce ne interesează pe noi. Păi acum, după ce am rezolvat chestiunea cu Iosif Vulcan, oarecum, care, cum să vă spun, unele personalități pot fi ucise cu primele pe care le pui pe ele, așa cum puneam pe Crăciun, pe pomul de Crăciun. Însă, aș putea spune, dacă ar fi să licităm la o bursă a valorilor, la această bursă, încă Iosif Vulcan este subevaluat. Încă nu știm cât de mult a făcut pentru istoria presei culturale românești, impunând revista Familia, care apărea la Pesta și iar apoi din 1880 la Oradea, nu numai prin longevitate, dar fiind un reper și fiind o prezență în mai toate bibliotecile școlare, inclusiv acelea ale școlilor românești din Balcani, de la sud de Dunăre. Dar sigur că această marginalitate, mă rog, a iradiat și în direcția unei, așa cum am spus, unei subevaluări. Este înfățișat un Irin Iannaș traumatizat la 1848-1849 din cauza războiului civil între unguri și români pe fundalul Revoluției. Și această traumă pare, din carte, așa rezultă, a instalat o cumulă teribilă față de români din partea lui Irin Iannaș. Păi, Iosif Vulcan este considerat iredentist de către el, faptul că a trădat cauza maghiară și că s-a dat cu românii, de asemenea, fiind într-o excursie la Sena de Vale, mă rog, totul este frumos, natura este frumoasă, un singur defect, că sunt prea mulți români acolo. Deci o abordare extrem de dură și neavenită, pentru că Irin Iannaș sunt absolut convins, din tot ce a scris și din toate memoriile, nu rezultă că ar fi contactat acest virus, să spun așa, urii față de români. Iar în ultima parte sunt notații ale Aureliei Vulcan și ele în stare să șocheze. Aurelia Vulcan spune printre altele că Iosif Vulcan
că soțul ei ar fi murit, știm că a murit de o nefrită pe 8 septembrie 1907, ar fi murit din cauza exceselor culinare și bahice. Pentru că fiind adesea invitat, oriunde mergea, fiind foarte bine primit, Iosif Vulcan nu s-ar fi răbdat să nu înfurece cantități pantagruelice de alimente și de băutură. Chestiunea iarăși infirmată total de toate, de tot ceea ce știm despre Iosif Vulcan. Deci, în concluzie, cartea asta? Cartea aceasta mie îmi spune un lucru. Din nefericire, acum la 181 de ani, când îl aniversăm pe Iosif Vulcan, putem spune că și-a ratat complet povestea. L-am dat trei oglinzi retrovizoare. Din scrisorile inventate, fotografiile ale lui Odien de către soția lui Iosif Vulcan, Aurelia Vulcan, în care la un moment dat, Odie scrie într-o scrisoare o chestiune șocantă, o invenție, anume că după unire, dacă ar fi trăit Iosif Vulcan, ar fi fost spânzurat de români, dacă nu l-ar fi spânzurat unguri înainte, ceea ce este cu totul. Bine, mulțumim lui Florin, care de altă a făcut o intervenție foarte bună, intervenind pe această carte, care e importantă să vedem cum îl vedem pe Iosif Vulcan azi. Dar mie vine brusc în câteva minute să echilibrez balanța și să vă spun de Iosif Vulcan că marele lui merit, am scris și lucrul acesta mai multe rânduri, Iosif Vulcan, pe lângă, avea o cultură, zic că nu avea cultura la timpul Maiorescu, dar era un om generos. Să știți că am spus lucrul ăsta în cazul lui, pentru că în cultură, numai în cultură, deja aceea generozitatea poate fi uneori genială. Și în cazul lui a fost pentru că nu pe talentul lui Eminescu l-a debutat în revista Familia, ci pe generozitatea lui. În cazul lui, așa cum îmi place să spun, s-a întâlnit generozitatea în potență a lui Eminescu cu generozitatea în act a lui Iosif Vulcan. Pentru că să știți că el avea această generozitate pe care nu mai trebuie azi în literatura română să-i publice pe cei mai buni decât el. Azi în literatura română te publică rapid dacă nu ești foarte bun. Dacă ești bun, se publică mai greu. Vulcan avea această generozitate să-i publice pe cei mai buni. De-aia am și spus într-un text, în fine, cândva, în literatura anul trecut, când avea 180 de ani de la naștere, că am spus așa, pe o, sigur, calchindu-l pe o afirmație a lui Constantin Noica, că Iosif Vulcan este omul de plin al generozității literare. Spunea, cum spunea el, este omul de plin, Eminescu este omul de plin al culturii române, atunci și Iosif Vulcan poate fi omul de plin al generozității literare. La vine Angureanu, ce s-a întâmplat? O să vă explice niște premii, niște elevi care au scris și mă bucur că au scris, o să vă spună despre ce este vorba. Și apoi putem dialoga puțin. Bună ziua, îmi pare bine să vă cunosc. De ce am făcut acest program? Vreau să le dau șansa copiilor de a-și descoperi talentul literar și în ajutorul meu a venit Amelia și a răspuns receptiv, hai să le dăm o șansă și sunt sigură că domnul Vulcan ar fi mândri de copiii ăștia. Sunt niște copii care au scris chiar frumos despre Țara Crișilor. S-au și documentat, au scris și o tentă personală și sper ca pe viitor să îi regăsesc în ziar, ca și viitor jurnaliști. Așa, dar fiind cele spuse, hai să vă spun care sunt câștigători. Locul întâi, Cioara Alexia, este de la Liceul Teologic Baptist Emanuel. E cumva aici? Da. Haide! O să-ți facă poza. Premiul tău știi care este? Este un premiu la toate muzeele noastre, inclusiv publicarea articolului în revistă. O să întorci și așa să-ți facă o poză colegul meu. Excelsior. Locul 2, Perță Lavinia. Este? De unde? De la Liceul Teoretic Constantin Șerban Alești. Alești, bravo! Locul 3, Sar Maria Alexandra, de la Liceul de Norione. Acum vin cu niște mențiuni. Sunt copii deosebit și ei. Merge Mihai Alexandru. Sunt aici. Hai! Sunt
A avut Albert David aici? La care școală? De la Pompuri, tot de la ștei. Bine, un pătut. Purelarul Natasha? E aici? De unde? Este de la Felix. Cel mai aproape, nu. Cam acestea sunt. Vă mulțumesc tare, tare, tare mult. Anul viitor, probabil vom relua asta. Tema a fost cam grea, cred că, și s-a suprapus un pic Olimpiada. Dar promit să facem teme mai interesante și de ce nu să ne învârtim în jurul personalității lui Iosif Vulcan, să-l să documenteze despre importanța lui. Cred că e un bunic fericit acum, acolo sus. Vă mulțumesc! Iar o mică completare, da, o părâmă de pozitivă de cele ce am auzit la adresa celui sărbătorit. Iosif Vulcan, revista Familia reprezintă un arc peste vremi, la masa amintirilor cu drag te îndeamnă s-o chem. Iosif Vulcan e printre noi și va fi permanent, în muzeul din sufletul nostru el strigă prezent. Evocată e onoarea mărăția ilustrului Polodean, mândria că a fost și el un brav corădean. Ca el se petrecură toate cele întâmplate, promovarea în cultură o făcea cu onoare dreptate. Generosul Vulcan, aprobat cu sânt tineretul, genialul eminesc reprezintă dovada concretul, Iosif Vulcan era o personalitate discretă, rezistența în timp a revistei nepieritoare e certă. Cântecul gintei latine este cântat și tradus în toate limbile europene din est și apus. Doar în limba maghiară nu se putea, fiindcă traducerea era imensă de grea. Corifeul Iosif Vulcan s-a încumetat, ideal a tradus-o pe loc și de necontestat. Așa a ajuns cântată și în limba maghiară, credința gintei latine n-are cum să dispară. Vasile Alexandrii, poetul, prin a lui poezie, în Europa întreagă credința latine revie. A fost întâiul zis campion european, ca Eminescu românul a fost și el moldovean. Mulțumesc! Vreau să vă mulțumesc tuturor celor care ați venit, colegilor, și să ne vedem cu bine în aceste medii culturale.